Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Primarii sunt disperați, constructorii pleacă de pe șantiere, lucrările la școli, drumuri, poduri sunt blocate. Veștile care vin de la primarii din județul Vaslui sunt din cele mai proaste. Constructorii au început să plece de pe tot mai multe șantiere din cauza întârzierilor mari la plata factorilor de către Ministerul Dezvoltării. Deși premierul Florin Câțu a dat asigurări că șantierele finanțate prin PNDL nu se vor închide, realitățile din teren sunt cu totul altele. Primarii nu dispun de fonduri pentru continuarea lucrărilor, iar pe multe proiecte la școli, drumuri, poduri, podețe, etc., lucrările s-au oprit. Vasile Novac, primarul comunei Ivănești, a spus că are în derulare 11 proiecte prin PNDL 2. Din cauza că firmele nu sunt plătite de pe unele șantiere, au început să plece constructorii. Ministrul Dezvoltării a transmis autorităților locale că nu mai dispune de fonduri pentru plata lucrărilor executate. Locuri libere în învățământul liceal din Huș. Câțiva elevi cu medii de 5 și 6 au nimerit la colegiul Cuza Vodă, dar nu le va fi ușor. După repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a 8-a în învățământul liceal din municipiul Huș, mai sunt locuri libere. Dacă Colegiul Național Cuza Vodă Huș și-a ocupat integral toate clasele înființate, la fel și seminarul teologic. Locuri libere au mai rămas în câteva clase de la Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir din Huș, precum și Liceul Tehnologic Ioan Corivan. Campania Circulăm Corect, Suntem în Siguranță a ajuns ieri la școala gimnazială Constantin Parfene din municipiul Vaslui. În cadrul programului Vacanță Fanii la școală, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, Serviciul Rutier, au procedat la instruirea pe linie de circulație rutieră a unui număr de 22 de elevi din clasele 1-4, punând accent pe un set de reguli de circulație pentru prevenirea accidentelor rutiere. De asemenea, elevii au avut ocazia să adreseze întrebări polițiștilor atât despre munca de poliție, cât și despre regulile de circulație. Prezența autospecialei de poliție a fost momentul culminant al întâlnirii, copiii bucurându-se să vadă de aproape cum funcționează sirenele și girofarul și să află în ce situații se folosesc acestea. Vaslujenii sunt așteptați cu mic cu mare la Hora din Străbuni. Festivalul este deschis de ansamblul Lugojana. Pregătirile pentru Festivalul Internațional de Folclor Hora din Străbuni au intrat în linie dreaptă. Manifestarea va avea loc în perioada 30 iulie-1 august 2021 în centrul civic al municipiului Vaslui. La festival vor participa ansambluri folclorice din străinătate, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Polonia și Republica Moldova, din alte regiuni ale țării, precum Bistrița, Năsăud sau Tulcea și din județul Vaslui, și anume Trandafir de la Moldova, de la Huș, Orchestra Rapsodia Vasluiului, grupuri folclorice din Negrești, Drânceni, Târzii, Perieni, Muntenii de Sus sau Muntenii de Jos. Lucian Onciu, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, a spus că multe festivaluri din România, precum cele de la Lugoj, Tulcea, Timișoara, Bistrița, nu mai au loc în acest an din diferite cauze. Tocmai de aceea este de apreciat că autoritățile locale au reușit să organizeze cea de-a 7-a ediție a festivalului Hora din Străbuni. Consiliul Local Vaslui va aproba în ședință ordinară de astăzi proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare, parcare, strada Călugăreni numărul 5, municipiul Vaslui. Prin realizarea obiectivului se urmărește ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții, îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii, sporirea capacității de parcare și circulației în vederea creșterii fluenței și măririi siguranței rutiere. În ultimele ședințe ale Consiliului Local Vaslui, construcția de noi parcări a fost una dintre temele favorite pentru consilieri. La aprobarea rectificării bugetului local etapa iunie 2021, principala dezbatere ce a avut loc pe marginea proiectului de hotărâre a vizat lipsa parcărilor din municipiul Vaslui. Primarul comunei Băcani a anunțat că toți elevii din comună vor primi tablete. Proiectul în valoare de peste 916.000 de lei a fost declarat eligibil și va primi finanțarea europeană. Din acest moment urmează etapa de semnare a contractului de finanțare, după care va urma faza de licitație pentru achiziționarea respectivelor tablete, a mai spus edilul. Fostul restaurant Grillen Lounge de pe strada Lirei din Bârlad s-a făcut scrum. Incendiu de proporții noaptea trecută la Bârlad, spațiul în care a funcționat până de curând restaurantul Grillen Lounge pe strada Lirei, colț cu strada Vărăriei, înainte aici a fost un SH cu mobilă și alte obiecte de decor, a ars din temelii. De la ora 2 și până la ora 4 dimineața, aproximativ 20 de pompieri au luptat cu flăcările care amenințau să se extindă. Au ars aproximativ 90 de metri pătrați de construcție pe schelet metalic. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit electric.
surpriză de proporții la zilele culturale ale municipiului Vaslui. Românul care a scris cele mai frumoase două valsuri ale tuturor timpurilor vine la Vaslui. Anul acesta, la jumătatea lunii viitoare, vasluienii se vor putea bucura din nou de manifestările dedicate zilelor culturale ale municipiului Vaslui. Pregătirile au început deja, dar anul acesta vasluienii vor avea parte de o surpriză de proporții. Pe scena ce va fi amplasată în centrul civic va urca pentru prima dată compozitorul român care a compus cele mai frumoase două valsuri ale tuturor timpurilor. Gramofon, piesă care ocupă locul 83 în top, și Dulcea și Tandra mea fiară, locul 94. Compozitorul Eugen Doga își recunoaște îndrăzneala obraznică de a nu-i plăcea muzica pe care au compus-o alții, însă crede că tocmai acest lucru l-a ajutat să creeze coloane sonore și valsuri unice în lume. A lucrat la 200 de filme, printre care Șatra și Dramă la vânătoare, iar cele două piese ale sale au fost incluse în topul 200 al celor mai bune lucrări clasice din toate timpurile. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.